Vrăjitorul din Oz de Frank Baum Capitolul 1 Ciclonul Dorothy trăia în mijlocul câmpiilor întinse din Kansas cu unchiul ei Henry, care era fermier, și cu mătușa M, care era nevasta fermierului. Casa în care locuiau era un mică, pentru că materialul trebuincios pentru ridicarea ei fusese adus cu căruța de la mare depărtare. Casa avea patru pereți, o podea și un tavan care închipuiau o daie. Această odaie conținea și o mașină de gătit ruginită, un dulap pentru vase, o masă trei sau patru scaune și paturile. Unchiul Henry și mătușa M aveau patul lor mare într-un colț și în alt colț se afla patul cel mic al lui Dorothy. Casa n-avea pod, nici pivniță, doar o gaură mică, săpată în pământ și numită pivnița pentru ciclon, unde familia putea să se adăpostească în cazul când se ridica unul dintre acele mari vârtejuri de vânt care erau destul de puternice pentru a sfârma orice așezare omenească din calea lor. În mijlocul podelei se afla un chepeng pe care, dacă îl ridicai, vedeai o scară ce ducea într-o gaură mică și întunecoasă. Când Doroti stătea în pragul casei și își rotea privirea în jurul ei, cât vedea cu ochii, era numai o câmpie vastă și cenușie. Niciun pom și nicio casă nu întrerupeau întinderea șesului, care, pretutindeni, se apropia parcă de cer soarele pârjolise pământul arat, prefăcându-l într-o masă cenușie în care se vedeau mici crăpături. Nici măcar iarba nu era verde, pentru că soarele uscase creștetul firelor ei lungi până când căpătaseră aceeași culoare cenușie ce se vedea pretutine în jur. Casa fusese și ea odată zugrăvită. Dar soarele coșcovise te încuiala, iar ploile o spălaseră. Și acum casa se înfățișa la fel de posomorâtă și de cenușie ca orice lucru de aici. Când mătușa M venise să locuiască în locurile acestea, fusese o femeie tânără și drăguță soarele și vântul o schimbaseră însă și pe ea. Îi furase sclipirea ochilor, lăsându-le o culoare pusacă și cenușie. Îi furase până și roșeața obrajilor și abuzelor, care acum erau și ele cenușii. Era slabă și prepădită și nu zăpea nici când. Când Dorotii care era o orfană, sosise aici, mătușa M, trăsăriase așa de tare la râsul ei, încât fusese cât pe ce să țipe. Își apăsa pieptul cu mâna ori de câte ori vocea veselă a fetiței, îi ajungea la ureche. Și acum, încă privea cu mare mirare la acest copil, care mai putea găsi un lucru care să le îmbie. Râdă. Unchiul Henry nu râdea niciodată. Lucra sârguincios de dimineață până noapte și nu știa ce înseamnă bucuria. Și el era ce nu De la barba lungă până la cizmele butucănoase, avea și el o înfățișare aspră și gravă, și vorbea de obicei foarte puțin. Numai tot o cățelușul o făcea pe Dorotii să râdă, ajutându-o astfel să nu devină și ea la fel de cenușie ca tot ce o înconjura. Toto nu era cenușiu, era un cățeluș mic și negru, cu părul lung și mătăsos, și cu ochișorii mici și negri, care străluceau vesel de o parte și de cealaltă a năsucului micuț și caragios. Toto se juca toată ziulica și Dorotii se juca și ea cu cățelușul și îl iubea nespus de mult. Astăzi însă nu se jucau. Unchiul Henry ședea în pragul casei și privea cu o îngrijorare către cer care era, de astă dată, mai cenușiu ca de obicei. Doroti stătea în ușă, cu tot în brațe, și privea și ea spre cer. Matușa Em spălea vasele. Dinspre miază noapte, auzi răjelania înce înceată și grea a vântului și unchiul Henry cu Doroti văzură cum fire lungi de iarbă unduiau frământate, presimțind apropierea furtunii. Deodată se auzi dinspre miază zi un șuier ascuțit în aer și când își întoarse privirea într-acolo, văzură iarba mișcându-se, frământată și în partea aceea. Deodată unchiul Henry se ridică și strigă către mătușa M. Vine ciclonul M! Mă duc să văd de vite! Apoi fugi spre șopronul unde se adăposteau vacile și cai. Mătușa M încetă lucrul și veni la ușă. O singură privire afară îi fu de ajuns ca să întrevadă primejdia care-i păștea. Repede, Dorotii! strigă mătușa. Fugi în pivniță! Tot o, -o! o zbuchi din brațele lui Doroti și zdup! Se băgă sub pat, iar fata se căznea să-l scoată de acolo. Haide, Toto, haide, ieși! Mătușa M, grozav de speriată, deschise chepengul din poda și coborâ scara care ducea în gaura mică și întunecoasă. Dorotii reuși în sfârșit să-l prindă pe Toto și voi să o urmeze pe mătușă în pivniță. Când fu la jumătatea drumului, bum, se auzi deodată urletul îngrozitor al vântului, toa! Și gazda și casa se zgudui atât de tare încât fata își pierdui echilibru și căzu pe neașteptate pe poda. Apoi se întâmplă un lucru foarte ciudat. Casa fu învârtită de câteva ori pe loc, apoi se ridică încet, încet în aer. Doroti simțea că parcă s-ar fi înălțat cu un balon. Vânturile potrivnice din miază noapte și din miază zi se întâlniseră pe locul unde se afla casa și făcuseră din ea tocmai centrul ciclonului. <tri> În mijlocul unui ciclon, aerul este de obicei mai liniștit, dar marea presiune a vânturilor Ridica mica locuință din ce în ce mai sus, până când ajunse în culmea vârtejului ciclonului. Rămase acolo și fu purtată la mare depărtare de mulți kilometri, tot așa de ușor cum ai purta un fulg. Era întuneric și vântul urla groaznic dar Dorothy se simțea de parcă era plimbată ușurel călare. După primele învârtituri ale casei și apoi după un moment când aceasta se apleca senițeluș mai tare, fetița se simțea acum ca și cum ar fi fost clătinată ușor ca un prunc în leagănul său. Lui Totu însă nu-i plăcea treaba asta. A dintr-un colț în tratul al oldăi, lătrând cu putere. Dorotii însă ședea foarte cu minte pe podea, așteptând să vadă ce o să se mai întâmple. Deodată, totul se apropie de chepengul deschis și aluneca afară. În prima clipă, Doroti crezu că îl pierduse, dar îndată zări o ureche care răsărea din gaură, pentru că apăsarea puternică a aerului ținea cățelușul sus, astfel încât nu putea să cadă. Fata se târâ pe brânci până la gaură, îl făcă pe totul de urechi și îl trase înapoi, în odaie după care închise chepengul, ca să nu se mai poată întâmpla alt accident. Ceasuri întregi trecură și încetul cu încetul, spaima îi pieri, dar se simțea foarte singură și vântul urla atât de cumplit împrejurul ei, ca aproape o asurzea. În prima clipă, își închipuise că atunci când va cădea, casa va fi sfărmată în bucăți. Dar, cum orele treceau și nu se întâmpla nimic groaznic, Dorot încetă de a se mai necăji și se hotărâ să aștepte cu, cu minte să vadă ce va aduce ziua de mâine. Se sui în pat, iar tot o urmă și se culcă lângă ea. Cu toate că încăperea se legăna și vântul urla, fata închise ochii și a dormit îndată. Sfârșit.